Mulțumim că ne-ați primit aici, la dumneavoastră, e răcoare bine, ne pică foarte bine, mai ales după o zi așa de călduroasă. Iată, am ajuns pe moșia familiei Codrea, o moșie făcută cu multă muncă de un om al locului până la urma urmei, pentru că sunteți localnic de aici, din Buceș. În momentul în ce te naști în acea zonă, înseamnă că ești localnic. Eu zic, zona noastră este o zonă deosebit de frumoasă, are și anumit istoric. Am povestit să țin eu sărbătoare asemănătoare cu Cheia, cu Țebea, îi spune la Cheia, și acolo au fost ceva lupte între localnici și armata austro-ungară. Din acea bătălie, armata austro-ungară a scăpat mai puțin, istoria spune, mai puțin de 100 de persoane, unele transvestite în țărani români. Ce mai se găsește în zona la noi, ca istoric, se poate spune o peșteră. Îi spune peștera diavolului. Este foarte interesantă, după cum spun cei ce au intrat în ea. Se găsește în satul Stănija cascada Săritoarea și casa Căutătorului de Aur. Pentru că aceste meleaguri sunt legate, Sunt fiind aproape și de sunt, brad, sunt legate și de sunt pline acest de metal aur. Sunt prețios, pline da? de aur. Mai sunt pline de aur? Este. Doar așteaptă investițiile. Doar așteaptă investițiile. Putem să ne lăudăm cu o comună frumoasă, o comună în care școlile sunt puse la punct. Rețea de apă este, chiar dacă alte părți suferă, la noi nu se suferă. Am văzut că și asfalt este. Asfalt pe toate dealurile, până la fiecare casă este asfalt. Deci s-a făcut ceva frumos în comună, ne putem mândri cu acest lucru. Și unii oameni sunt destul de harnici, plus ne putem lăuda și cu o altă problemă, că nu sunt probleme de ordin penal, furturi, bătăi, Doamne ajută. violuri. Deci, sunt oameni localnici care nu-ți frică că ți se fură din curte ceva. Povestea dumneavoastră este una cu totul specială, pentru că produsul final pe care dumneavoastră și pentru care munciți, știm prea bine, a ajuns în, dacă nu doar în vestul țării, chiar în toată România, acel lapte de măgăriță de aici, din Buceș. De unde povestea asta Mă pot. cu măgărițele? Pentru că știu că înainte, chiar ce povesteam, ați lucrat și dumneavoastră la Mina de Aur. Am lucrat la Mina de Aur, sunt pensionar și cât lucram la Mina de Aur, țineam animale, le-am iubit și le iubesc în continuare. Referitor la laptele de măgăriță, că a ajuns în multe părți, da, mă pot lăuda, ducem pe județul Hunedoara, o parte din Gorj, Alba Arad, o parte din Cluj, o parte din Sibiu, transportul este la domiciliu. Ce mă pot lăuda? Că ce aproape în toate țările europene a ajuns lapte de la ferma noastră, inclusiv începând de aici, prin toate țările, până inclusiv în Anglia, Ungaria, Austria, Spania și de Germania, Franța și de unii mă sună telefonul și mulțumesc pentru rezultatele lui. Așa este, pentru că este o minune acest lapte. Însă vreau să vorbim despre cum a pornit această poveste și această aventură cu măgărițele. Când ați început? Cu câte măgărițe ați început? Astăzi aveți peste 100, dar când ați început, câte v-ați cumpărat? Am cumpărat vreo 30 de măgărițe care între timp am vândut ele, fiindcă nu erau de lapte, am mai vândut înapoi la ciobani și am cumpărat altele. Încet am sortat să fie măgărițe productive, să fie măgărițe care să dea lapte, nu să mulgi 200-300 de grame și mă Pentru că pot. și aici este un mare secret, tot de la dumneavoastră știut, că măgărița, teoretic, nu dă mai mult de 1 litru de lapte pe zi, așa e? Măgărițe obișnuite de 5-600 de grame, poate 7-800 sub kilogram. Orice când putem fi filmați când mulgem, avem măgărițe care, dacă unii
Unii crescători de măgărițe m-au spunând cât mulgem noi de la una, însă îmi spună, taci mincinosule. Cât mulgeți? Mulgem și măgăriți la prima fătare, mulgem și 2-3 kg de lapte. Dar asta trebuie, aveți un secret aparte. Dar asta trebuie multe chestii știute. Le-ați ca la învățat, orice, ca în orice domeniu. Pe parcurs, mă gândesc, pe propria pele. Pe propria pele. S-a trecut pentru creșterea de măgăriți, am hotărât, bun, avem teren pășunat frumos, ca cereale avem teren agricol îmbanat, asigurat pentru ele, și atunci avusesem o fermă de capre. Am hotărât să o vindem, am vândut, era se lega de ciobănie, aici măgărițile mele stau în gard electric. Pleacă dimineața și vin seara, fără să umblăm noi după ele. Acum vin, fiindcă s-o legat-o pretinie, că altfel n-ar veni. Și știe și animalul și știe că va primi. Va așa primi e porția. Era chestia ce să facem pe acest teren și gândind să fie benefic și pentru oameni și pentru noi și să fie și partea materială. Și atunci cred că toată lumea e mulțumită. Noi suntem mulțumiți partea materială, lumea este mulțumită pe partea sănătății, fiindcă și animalul ca și omul este exact ce mănâncă. Exact. Dacă este un pășunat bun de munte, rezultatul la lapte este fantastic. Niciodată nu va rezulta un lapte atât de bun dintr-o pășunat de șes, dintr-o pășunat doar cu lucernă sau trifoi. Aia este pe lângă meserie. Ciobani la oi, crescători de vaci, crescători de capre. De măgărițe mai rar am auzit și ne-a fost dat să vedem, se îngrijesc mai greu. De ce sunt atât de rare, ca să zic așa? S-o luăm ca afacere. Pentru a da rezultat, în primul rând, trebuie să se lege o chestie sufletească între animal și cei ce îngrijesc. Enorm de mult măgărița, dacă nu se simte bine, în loc de un kil jumate de lapte, poți ajunge să mai mulgi un jumate de litru. Te penalizează. Automat. Nu se asemănă cu oaia, cu vaca, este cu totul altceva. Totul pleacă de la legătura între om și animal. Și ce le faceți până la urma urmei de închegați această legătură? Ce trebuie să-i faci și la o doamnă ca să te iubească? Le duceți prin concedii? Să le ofer cât mai multe bunătăți și plăceri. Aici e tot secretul. Câtă suprafață de teren aveți alocată pentru ele și ele, mă gândesc, că se duc, pască? Da, au câteva hectare de teren bune, au și pădure unde pot intra, sta la umbră, au condiții. Adică au de la tot tipul de pășunat care ar putea fi. De asta sunt și așa productive, dar știu că dumneavoastră, pe lângă laptele pur, care este atât de sănătos și știm că vindecă atât de multe lucruri, faceți și preparate din el. De foarte multe ori ne-ați adus și nouă săpunuri, creme. De unde ați învățat, să zic așa, ca să faceți aceste minuni naturiste până la urmă? În viață nu trebuie să fii neapărat inteligent. Trebuie să ai, bine și mai puțin în minte, dar să ai noroc în viață. Sau să ai prieteni mai inteligenți ca tine. Așa e. În legătură cu săpunul pot să spun că toată chestia a venit de la un prieten care este medic, fiindcă s-a inginerat la fabrică de săpunuri și ne-a învățat anumite chestii. Și pe lângă cultura noastră de țărani cu fel și fel de ierburi și buruie în care o mai avem, totul s-a închegat și a ieșit un săpun cu randament extraordinar. În legătura cu cremele, pot să spun că în nația noastră de români au mai rămas și ceva
care intră în venele noastre, în natura noastră, de a fura. Pot să spun că e bine și să furi în viață, dar să furi, să nu intri în contradicții cu legea. Exact. Noi am furat de la străini. E bine. Am furat de la străini. Iată, unde ne numai, noi restul de... Unde nu m-am priceput, am pus prieteni care cunosc alte limbi și mi-au tradus anumite chestii și am furat de la străini. Și a ieșit o cremă care apoi am probat-o să vedem rezultate. Familie, prieteni, neamuri și am văzut rezultate și după aceea am dat-o mai departe. Rezultate pe care le confirm și sunt eu, pentru că am încercat pe propria piele și chiar sunt deosebite. Deosebite, aparte, mai ales când te gândești că e dintr-un lapte până la urmă. Un lapte minune. Știu că și cei care ne urmăresc cu siguranță asta știu în mare parte de laptele de măgăriță, că dacă... însăși Cleopatra făcea baie în lapte de măgăriță. Lapte de care măgăriță? Sunt proprietățile acestei lapte? Făcea Cleopatra, făceau împărații Constantin și Elena. În prezent, e bine să știe românii că marile vedete Americii sau de pe Occident folosesc foarte mult acest lapte de măgăriță. Și cu rezultate foarte, foarte bune. Este prețios pentru că, iată, măgărițele dau relativ puțin. Ce încă n-am reușit să pun în practică, dar cunosc că deja străinii folosesc ca alifii, ca medicamente, ca fel și fel, este urina din urina de la măgărițe și baliga, cum îi spunem noi. Uh-huh. Se folosește cu succes, mai ales popoarele arabe au o cultură vastă pentru așa ceva. Iar eu beneficiez și de faptul că am și prieteni arabi. Sau persani. Furați meserie și furați secrete. E bine că faceți asta și noi vă mulțumim pentru că eu și cei care vă sună, pentru că știu că agenda dumneavoastră este una plină și telefonul vă este tot timpul la dispoziție. Duceți, așa cum ați spus, în mai multe județe lapte de măgărițe, tocmai pentru că produsul vă recomandă până la urmă. În prezent, mulțumesc divinități, căci lumea este foarte mulțumită și cel mai bun mesager este persoanele care au cumpărat și au rezultatele bune. Rezultatele trebuie să vorbească și atunci au început să mi se facă clienți, să-mi fac business-ul, să meargă reclama. Nu e o oră fixă, dar am auzit măgărițele, așa că propun să ieșim și să ne bucurăm de ele, să ne faceți cunoștință, să vedem așa cum să vedeți ce drăguțe sunt. Și ce fac ele, de dau atât de mult lapte. Mergem acum să vedem că au coborât frumoasele aici la grajdori. Nu știu dacă or fi ele toate, că e timpuriu. Și să vedem cum primesc cu domnițele televiziunea. Puteți fără probleme să vă apropiați. Au vreun nume, le știți numele? A spus nume, dacă tot da, ziceți că așa o cheamă Irinuca. Irinuca, ia uzi. Oh, Irinuca, ești grăbită. Dă-te înapoi, dă-te, dragă, dă-te. Ești blânde, așa-i? Nu blânde, foarte blânde. Hai, că avem aici și mai mici. Doamna este din Bacău. A plecat din Moldova și a venit în Ardeal. Și se simte foarte, foarte bine. Cam până la ce vârstă sunt productive ele? Părerea mea, productive cu adevărat sunt undeva în vârstă 15, care merge cel mai bine maxim 20 de ani, cu toate ele trăiesc undeva în jur de 45 de ani.
viață de om. O viață de om. Nu. Ai... Doamna aici a făcut o grăsime după cap de la trai rău. Acesta este juniorul. Acesta este juniorul de la o fetiță. Uitați... Cât are el? A fost fătat azi noapte. Deci are o zi. Are o zi. A fost fătat azi noapte și mama lui îl protejează până se obișnuiește că nu i se întâmplă nimic. Nu i se întâmplă nimic. Aceasta a avut noroc, a fost care lăsată de spate, a fost undeva la cioban și puseseră greutăți prea mari și i-or deranjat coloana. Are și ea noroc, anii ce va mai trăi o duce bine, nu mai are de dus în spate, are doar de mâncat, de dat lăptic. Beneficiază de faptul au apă. Și culoarea au... cam asta predomină, așa-i? Da, da. Am ceva și blonduțe. Mai deosebit, da, albe, blonduțe am câteva, foarte, foarte. Ce frumoase sunt. Te-ai dagă. Uitați și ce cumintiuțe sunt și blânduțe. Toată lumea blândă și cu minte, toată lumea mulțumită. El este viitorul armăsar din fermă. Tot dumneavoastră vă ocupați și de partea asta să, da, să le mulțiți. De la o, să ține de la o mamă bună, culoare frumoasă. Și viitorul armăsar. Armăsarii cam schimbăm în jur de 2 ani, să schimbă alții pentru a nu ajunge ca să reproducă pe mamele lor, pe surorile lor. Trebuie ținut și conștient de aspectul ăsta. Da, trebuie ținut ca să, ca și la oameni, să nu se împerecheze frați între ei sau neamurile. Neamurile. Și le dă zahăr. Și aceștia în comparație cu oamenii țin cont de anumite chestii, că, că ei nu se îmbeată ca să se culce unul cu altul. Nu se îmbeată. Tot ce mai sat. La momentul de răsfăț. Acum aș primesc dulciuri și ele sunt foarte după dulciuri. Uitați aceea. Aceasta. Aceasta, când a fătat-o prima dată, a dat până la cât? Să te laud? 3 kg de lapte. No, și asta e al Irinuca, și asta e fată de-alul ăsta. Aia. E fată de-alul ăsta. Asta, ia să vedem, asta îi spun... Una, două, asta îi spunem, asta îi spunem ochioasa, uitați ce ochi frumos are. Și nici nu-i costisitor pentru a menține ochii frumoși, uitați. Nu e costisitor. Ai venit cu mâna goală la mine? Cum ți se pare? Da, asta e prima tură din care... Da, și asta e prima măgăriță care a fătat la noi. Și Irinuca din prima tură. Prima măgăriță care a fătat la noi. Drăgostos o cheamă. Și este drăgostosul. Ți-ai dat. Asta nu-i de mâncat. De ce? Hai, Ana. Cât un căluț bun. Foarte, foarte. Foarte cu minte și foarte bună. Puicuța lima. Aceasta o cheamă Ana. Nu mai ce-i? Blonduța? Aceasta este fica lui Irinuca. Încă păstrează legătura sufletească, fică mamă. Te dagă.
Ce ai? Și aia e fiica de-alii aia. Asta. E fiica de-alu aia, de-alii Irinuca. Care e cea mai bătrână de aici? În prezent nu pot să spun că am bătrâne. Am bătrâne, dar asta e printre primele măgărițe de la noi, de la ferm. Îl avem aici, așa e? Ultimul. Nu, ultimul din fermă este acolo, mai încolo. Este chiar de la prima fătare. Mămica ei este prima fătare.